Ăsta e un tapet. Mi-aș fi dorit eu să am atât de multe cărți, dar, în schimb, ăștia de pe raft sunt adevărate. Iar printre ele se află trei cărți foarte speciale care mi-au deschis ochii și m-au scos din cutia întunecată în care eram. Așa cum am spus și în alte videoclipuri, cărțile au proprietatea să-ți ofere idei, informații și perspective la care nici măcar nu te-ai gândit vreodată. Iar cărțile despre care vom vorbi azi excelează la trei capitole, și anume, sunt motivatoare, îți oferă răspunsuri la întrebările frecvente pe care ți le pui și sunt un ghid despre cum să-ți îmbunătățești diferite aspecte importante ale vieții tale. Așadar, hai să vedem despre ce e vorba. Prima carte se numește Gândește cu tezător de Ben Carson. Cum am ajuns să citesc cartea asta? E bine, eram în clasa a 7-a și în locul orei de engleză a venit o doamnă să ne-o prezinte. La final, după ce ne-a spus povestea autorului și cum a ajuns să scrie această carte, ne-a întrebat cine vrea să o cumpere. Eu am fost singurul care a ridicat mâna din toată clasa, doar că era o mică problemă, nu aveam niciun ban la mine. Însă această doamnă a fost atât de drăguță încât mi-a oferit cartea pe gratis cu condiția să o citesc. Așa că i-am promis asta și m-am ținut de cuvânt. Ben Carson este un renumit neurochirurg din America și în această carte povestește toate greutățile prin care a trecut ca să ajungă în punctul în care este. Recomand această carte în special dacă vrei să dai la medicină, pentru că pe mine m-a convins cel puțin în clasa 7-a să vreau să urmez această facultate, doar că m-am răzgândit între timp. Dar cartea are un puternic impact motivator pentru că povestește despre cum a reușit să devină din cel mai puțin inteligent copil al clasei până la premiatul clasei și că orice e posibil. Cartea asta m-a învățat că dacă am încredere în mine și muncesc destul de mult, voi ajunge acolo unde mi-am propus. De aceea ți-o recomand și ție. A doua carte excepțională este Puterea prezentului de Eckhart Tolle. Am început să citesc cartea asta după ce am urmărit un videoclip de al lui Mikey H, deci sper că acest video să aibă același efect și pentru tine. Cred că asta e o carte puțin mai spirituală pentru că autorul ne învață cum să trăim mai mult în prezent și să nu ne îngrijorăm atât de mult de trecut sau de viitor. A ajuns la aceste convingeri după ce a suferit o așa numită trezire spirituală printr-o traumă pe care a suferit-o. În carte mai sunt idei și despre cum ego-ul nostru ne ține în loc și ne împiedică să trăim varianta cea mai bună a vieții noastre. Dacă ești o persoană care suferă des de anxietate și stres, e bine, cartea asta s-ar putea să fie potrivită pentru tine. Și în final, a treia carte, care este și preferata mea, 12 reguli de viață de Jordan Peterson. Înainte să citesc cartea asta, m-au convins videoclipurile lui pentru că are și un canal de YouTube. Jordan este un psiholog clinician cu o experiență de peste 30 de ani și are un talent deosebit în a pătrunde în miezul problemei și a găsi soluții practice pe care oricine le poate pune în aplicare. Îi place să folosească anumite idei filozofice și povești din Biblie pentru a-și expune cât mai bine argumentele, astfel încât să te facă să înțelegi ceea ce vrea să spună. Cartea asta este, așa cum spune și titlul, un antidot la haosul din jurul nostru, pentru că viața e destul de complexă, dar după ce am citit cartea asta, mi s-a părut că e puțin mai simplu. Deși toate intră în categoria cărților de dezvoltare personală și sunt bazate pe același principiu, ei bine, sunt totuși diferite. Prima este mai mult o autobiografie, a doua este o carte despre spiritualitate și a treia este științifică, care include pe aici pe acolo și niște povești. Le recomand pentru oricine, dar indiferent de tipul de cărți pe care le preferi, important este să prelucrezi și să înțelegi bine informațiile și principiile prezentate în carte, astfel încât să le poți implementa și în viața ta, pentru că asta este cel mai important și depinde numai și numai de tine. Ei, acum că ți-am spus cărțile mele preferate, lasă mai jos în secțiunea de comentarii și cartea ta favorită, pentru că vreau să citesc mai mult și am nevoie de idei noi. Doamne, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi lăsați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dați follow și la Sticker, pagina mea de Instagram, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei, livrarea este gratuită în Craiova și 10 lei în afară. Se pot lipi pe aproape orice suprafață, pe caiete, pe penare sau chiar pe laptop. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!